Salut YouTube, iată-ne din nou la Buturugâu pentru a testa acest cuțit de la BAC, BAC Selkirk, și a vedea care sunt posibilitățile lui reale în materie de bushcraft. Am să încep un pic diferit decât v-am obișnuit. Voi testa întâi capacitatea cuțitului de a tăia și abia ulterior vom trece la batoning, chopping și aprins focul. Acestea fiind spuse, haideți să încercăm să facem featherstick. Părerea mea este că acest cuțit va excela la acest capitol, având în vedere, așa cum am spus, lama care se subțiază foarte mult în apropierea tăișului. Dar, pentru a ne convinge, trebuie să încercăm. Vom alege această parte a pățului și pornim la treabă. După cum bine vedeți, cel puțin la primul cărlionț a făcut treabă bună. Al doilea a căzut, dar nu este sfârșitul lumii. Și în continuare, exact cum bănuiam, taie foarte bine. Dacă mai scapă de vină, este atât bățul care are un profil vălurit, cât și utilizatorul. Cuțitul are un tăiș foarte bun, este foarte ascuțit, așa cum îmi place mie să am cuțitele bărbierește. Și, datorită acestor factori, cred că voi obține cele mai bune pene pe care le-am obținut până acum de când vă prezint cuțite. Vom continua. Chiar vreau să văd care sunt capacitățile lui de a tăia. Vedeți, încă o dată spun, lemnul este luat de pe jos. Am evitat partea dreaptă a acestuia care era propice a face featherstick pentru că este udă. Mă confrunt cu partea vălurită în acest moment, însă putem să facem featherstick. Trebuie să rotesc mai mult lemnul, să lucrez acele culmi rămase după îndepărtarea cărlionților, dar în ansamblu cuțitul face o treabă bună. Și cum v-am spus, cred că am obținut cei mai buni cărlionți de lemn de când am început să vă prezint cuțitele. Așa cum am mai spus, mie îmi place ca acești cărlionți să-mi rămână pe băț. Nu e nimic rău în a rașcheta lemnul și a face o grămăjoară de așchi. De aceea spun că și cele căzute sunt foarte utile. Dar mie mi se pare mult mai simplu să pun pur și simplu pe foc acest lemn care conține tot ce trebuie atașat de el. Cred că ne vom opri aici. Eu zic că ne-am edificat. Așa arată acest featherstick. Dacă voi continua, probabil că voi obține cărlionți și pe un alt plan al bățului, ceea ce va face mult mai dezirabil acest băț cu pene. Dar, din limită de timp, așa cum am spus, mă voi opri aici. Sunt mai mult decât edificat, cuțitul taie extrem de bine și, așa cum am bănuit, se descurcă foarte bine la featherstick, fiind practic un cuțit de vânătoare și nu un cuțit de bushcraft care ar fi trebuit să aibă un tăiș mai gros. Bun, această sarcină îndeplinită, haideți să vedem în continuare cum taie. Având în vedere că am aceste lacome de prun la îndemână, m-am gândit să vă arăt și o metodă de a tăia lăstari atunci când avem nevoie de ei. Evident, primul lucru la care se gândește toată lumea, punem mâna pe cuțit, ne apucăm să facem chopping. Nu la asta m-am gândit, este și aceea o metodă, dar vreau să vă arăt o altă metodă, o să vin puțin din lateral ca să pot ajunge în zona respectivă. Am să vă arăt o metodă
nouă, pentru mulți dintre dumneavoastră, probabil, vom face aceste crestături în lemn. Vedeți că merg, practic, de-a lungul fibrelor. Cuțitul mă ajută foarte mult, fiind un cuțit care taie și nu un cuțit care despică. Și în acest moment am obținut o, practic, o floare din acest lăstar pe care l-am tăiat. Observați? În același timp, dacă aș fi fost mai atent la această zonă, în această zonă a vârfului, am fi obținut deja un vârf acceptabil la acest lăstar pe care l-am tăiat. Este mai sigură această metodă pentru că, după cum ați văzut, lasă această tăietură în formă de floare. Practic, este foarte sigură în cazul în care un copil sau un câine s-ar lovi de această parte, nu s-ar produce o rănire, pe când în cazul în care am fi folosit chopping-ul, rămânea un vârf ascuțit care era, din punctul meu de vedere, foarte periculos pentru un copil. Încă o dată spun, cuțitul și-a făcut bine treaba, este vina utilizatorului, că nu a ieșit exact ce trebuie. Și vom continua cu acea... Haideți să o scurtăm înainte totuși, să vedem și cum se comportă atunci când tăiem de-a latul fibrelor. Vedeți cât de adânc a intrat după o lovitură, probabil că dacă dau mai tare... Da, exact cum bănuiam, nu numai că a tăiat, s-a și înfipt în buturugă. Haideți să continuăm cu acest țăruș și o să facem acea crestătură în forma literei X pentru a obține ciocul necesar atârnării unui ibric, unui tuci sau unei oale pe foc. Am obținut crestătura inițială, după care vom continua. Începem să escavăm materialul cu mare atenție, pentru că lama taie extraordinar de bine. Îndepărtăm material. Am format ciocul, după care, așa cum am spus, urmăm tehnica de a ține cuțitul în momentul în care lucrăm cu el puțin înclinat, pentru a crea din start acel cioc ca urmare a adânciturii produse prin simpla înclinare a cuțitului în momentul în care executăm tăieturile în X. Vedeți? Totul se rezumă, la modalitatea de a efectua tăietura. O tăietură dreaptă ar fi creat un cioc care ar fi necesitat mai multă muncă, în sensul că ar fi trebuit să scobim sub el. Acest tip de tăietură a creat ciocul deja cu scobitura necesară, pe care o vom utiliza să îl atârnăm de bățul pe care vom scurta în formă de șurubelniță, să putem să atârnăm acest băț de el. Am aici o altă lacomă de prun. O să încercăm acum, că ne-am convins cât de bine taie, și un pic de chopping. Așa cum v-am spus, un chopping de bun simț.
îndepărtăm fără probleme acești țepi. Haide totuși să vedem cum se comportă și la un chopping obișnuit. Vedem dacă putem să desficăm, să desfacem această bucată de lemn. Ați văzut cât de adânc a intrat cuțitul. Sunt foarte mulțumit. De altfel, era de așteptat. Și după câte se pare, suntem deja pe punctul de a desface această creangă. După cum bine observați, am folosit aceeași tehnică. Am lăsat floarea în partea asta altă, în partea de unde am scos, în timp ce vârful este în partea luată cu noi, tocmai pentru a evita producerea de eventuale răniri ca urmare a neatenției și a vârfului ascuțit rămas aici. Bun. Vom proceda la ascuțirea acestui vârf. Vom face acea ascuțire din care să ne rezulte capătul de șurubelniță, cum se mai numește. Nu prea este bine ales locul pentru că are un nod. Voi tăia din nou aici. De data aceasta din nou prin batoning, pentru a putea observa cum se comportă din nou. Vedeți că lucrezând lemn verde, nu mi-este frică în acest moment să am probleme cu lama cuțitului. Lemnul, chiar dacă este de prun, este lemn verde, cuțitul nu are niciun fel de problemă, nu s-a ciobit, nu s-a roluit și vom începe acum să aplicăm pe băți acea tăietură zisă și pentru a obține, pardon, acel cap zis cap de piuliță. Vom curăța pe marginea aceasta scoarța, cap de șurubelniță, vreau să zic, nu de piuliță. Vom curăța și din această parte un pic, astfel încât să putem introduce acest capăt în scobitura creată. După care revenim aici. Mai ascuțim, am obținut această formă și vom testa vârful să vedem în ce parte a acestui intră, a acestui băț intră ciocul. Vom vedea că ciocul vine undeva în această zonă. Ca atare vom fora o gaură mică în locul unde ar veni ciocul și în momentul în care am potrivit ciocul în această gaură, vedeți că stă fără niciun fel de probleme. Să cobor un pic pentru a fi mai vizibil. Stă fără probleme în acea gaură și ați văzut, chiar dacă bate vântul, chiar dacă se mișcă bățul pe care am avea atârnat vasul de gătit, acesta nu cade. Este adevărat, m-am grăbit un pic, trebuia să mai fi luat din grosimea bățului. Acum ajungem la o altă dimensiune a acestuia pe bățul în formă de cap de șurubelniță și vedeți, chiar dacă mișc la o manieră nu foarte delicată acel băț, bățul nu cade pentru că acest cioc pe care l-am format, îndepărtez scoarța, l-am format prin tăierea în forma literei X, intră în această gaură pe care am forat-o aici și nu permite, chiar și în cazul unei mișcări laterale destul de ample, ca bățul nostru să cadă. Acum, dacă în partea inferioară am fi avut un cărlig, nimic nu ne-ar fi împiedicat să atârnăm, cum am spus, un ibric sau un tuci sau așa ceva. Cam atâta despre veleitățile cuțitului pentru a tăia. Ați văzut, a tăiat foarte bine featherstick-ul, a tăiat foarte bine lemnul pentru a putea obține crestăturile necesare
unui aranjament de făcut focul. S-a descurcat bine la chopping în lemn verde. Cum vă spun, cum v-am mai spus, nu are această gaură specifică pentru jumor. Însă, având în vedere că partea mai grea a cuțitului se află la mâner, acesta este striat și are și forma ergonomică ce permite o prindere inclusiv cu două degete. Este bun inclusiv la chopping. Depinde cât de mult va ține lama la acest tip de tratament. Bun. Pentru a testa acest ciocan, cum îi fac publicitate producătorii, am adus cu mine niște nuci, le-am găsit pe jos, ce au scăpat de ciori sau nu le-au plăcut și haideți să vedem posibilitatea cuțitului de a sparge. Asta este putredă, dar ce trebuie să reținem? Nu am venit aici să mâncăm nuci, am venit aici să testăm cuțitul. După cum bine vedeți, sparge fără probleme. Nucile le vă ține în altă poziție. Același lucru se întâmplă, deci acest cuțit poate fi folosit în cazul în care găsim alune nuci pentru a putea să ne procurăm hrană. Evident, poate fi folosit și pentru spart gheață și pentru îndreptat cremenea, în cazul în care avem nevoie de așa ceva pentru a obține o margine ascuțită a cremenei. Este un adaos bun la cuțit, acest vârf, capăt de mânere în formă de ciocan. Vom proceda acum la batonul clasic. Nu voi sparge cu el acel tip de muturugă, să spunem, cu care v-am obișnuit. Am să menajez un pic cuțitul, deși lemnul văd că nu are de gând să fac acest lucru. Și am să-l utilizez doar la niște bucăți de lemn rămase de la spargerile anterioare. Dar